Dragi elevi, mă numesc Gabriel Vrânceanu și în călătoria de astăzi vom poposi în lumea ecuațiilor. Așa cum bine știți, când în egalitatea a doi membri avem necunoscute pe care trebuie să le aflăm, înseamnă că avem de rezolvat o ecuație. În exemplul de față, ne amintim că înscrierea 3x minus 2 egal cu 0, unde x aparține unei mulțimi date, notată a mare în cazul nostru, membrul stâng este reprezentat de expresia 3x minus 2. Cunoaștem proprietatea de simetrie a relației de egalitate. Dacă a egal cu b, atunci și b egal cu a și reciproc. Astfel, scrierea 0 egal cu 3x minus 2 cu inversarea membrilor în rezolvarea unei ecuații vom ține cont întotdeauna de valorile pe care necunoscuta le poate lua. De regulă, aceste valori formează o mulțime care este precizată sau poate fi dedusă din contextul problemei. Cum membrul stâng este exprimat printr-o sumă 3x minus 2, care înseamnă 3x plus valoarea minus 2, spunem că 3x și minus 2 sunt termeni ai ecuației. În cazul de față, termenii conțin parte numerică și parte literală, necunoscuta sau necunoscutele. Partea numerică reprezintă coeficienții, astfel termenul 3x are. Din punctul de vedere al rezolvării de ecuații, de regulă, relația inițială trebuie transformată prin echivalență, adică modificările aduse păstrează soluțiile ecuației inițiale. O altă transformare prin echivalență a relației de egalitate este înmulțirea sau împărțirea ambilor membri cu un număr nenul sau cu o expresie diferită de 0. În cazul de față, împărțim relația 3x egal. Înlocuind x egal cu 2 pe 3 în oricare dintre relațiile obținute, această valoare verifică relația. Spunem că relațiile sunt adevărate. Pentru a decide dacă valoarea obținută este soluție a ecuației, fără a fi obligatorie, etapa probei este extrem de utilă. Prin probă înțelegem înlocuirea necunoscutei cu valoarea obținută. Dacă prin înlocuirea necunoscutei în ecuație se obține o relație adevărată, atunci avem certitudinea că am considerat necesar să ne amintim ce înseamnă o ecuație și ce reprezintă o rezolvare de ecuații. În cele ce urmează, pornind de la ecuația ax pătrat plus bx plus c egal cu 0 cu a, b și c. În diagrama de față sunt evidențiate 6 cazuri particulare obținute din cazul general. În aceste cazuri particulare, unul sau doi dintre coeficienți îi vom considera egali cu 0. În tabelul alăturat se observă atribuirea valorii 0 pentru unii dintre coeficienți, generând cele 6 cazuri menționate anterior, la care adăugăm și ultimul caz în care toți cei trei coeficienți
Primul caz corespunde la alegerea coeficienților a și b ca fiind egal cu 0, iar pe c îl considerăm diferit de 0, mai precis îl vom alege 5. Observăm că, prin particularizarea coeficienților, relația inițială se reduce la relația 5 egal cu 0. Cum 5 egal cu 0 Cum 5 egal cu 0 provine din relația ax pătrat plus bx plus c egal cu 0, vom înțelege că și relația 5 egal cu 0 depinde de necunoscuta x și pentru a evidenția aceasta, evident, la întrebarea ce număr real înmulțit cu 0 are ca rezultat numărul 5, răspunsul este niciun număr real. În acest caz, concluzia este că mulțimea soluțiilor este în fapt. Trecem la cazul 2, ce corespunde coeficienților a și c egal cu 0 și vom considera b egal cu minus 3. Cazul general se reduce astfel la ecuația minus 3x egal cu 0. Observăm că în acest caz necunoscuta este prezentă explicit în ecuație. Prin împărțirea la numărul nenul minus 3 se obține x egal cu 0. Proba este evidentă și putem concluziona că 0, ca număr real, este unica soluție a ecuației. Putem scrie mulțimea soluțiilor, notată S mare, și reprezintă mulțimea formată din. Cazul 3 corespunde coeficienților B și C egal cu 0 și A îl vom considera egal cu minus 2. Ecuația inițială devine în acest caz minus 2x la puterea a doua egal cu 0, în care observăm că necunoscuta apare la puterea a doua. Prin împărțirea ambilor membri a ecuației cu numărul real nenul minus 2, obținem echivalent relația x pătrat egal cu 0, ce se poate scrie ca produsul dintre. Ecuația va avea două soluții pe care le vom nota cu x indice 1, respectiv x indice 2, și putem scrie că x1 este egal cu x2 egal cu 0, deci avem două soluții reale. Al patrulea caz corespunde la coeficientul nul a, iar pe b îl alegem egal cu minus 4 și pe c egal cu 2. Obținem ecuația minus 4x plus 2 egal cu 0. Scriem
scădem 2 din ambii membri sau adunăm minus 2 în ambii membri, putem spune, apoi împărțim noua relație prin minus 4, care este un număr diferit de 0, și obținem x egal cu 1 pe 2. Cum x egal cu 1 pe 2 este număr real, proba ne validează acest număr ca soluție și mulțimea soluțiilor ecuației este, în acest caz, S, notația obișnuită, mulțimea formată din elementul. Am trecut deja de jumătate. Suntem la cazul 5. Acestuia îi corespunde coeficientul nul B, iar pe A îl alegem egal cu 3 și pe C egal cu minus 4. Se obține ecuația 3x pătrat minus 4 egal cu 0. Deci, iarăși necunoscuta apare la puterea a doua. Pentru acest caz, se justifică separarea cunoscutelor de necunoscute. Adunăm 4 în ambii membri a ecuației, apoi împărțim prin numărul nenul 3. Obținem ecuația x pătrat egal cu 4 pe 3. Cum pătratul oricărui număr real este un număr mai mare sau egal cu 0, convine valoarea 4 pe 3 pentru a avea soluții. Obținem echivalent ecuația, modul de x este egal cu 2 pe radical din 3 și folosind raționalizarea numitorului, modul de x devine egal cu 2 radical din 3 pe 3. La întrebarea ce numere în modul dau ca rezultat 2 radical din 3 pe 3, răspunsul este fie x1 egal cu 2 radical din 3 pe 3, fie x2 egal cu minus 2 radical din 3 pe 3. Putem face și proba celor două valori. În ecuație vom obține egalitatea verificată prin înlocuirea pe rând a celor două valori. Iar prin validarea acestor valori, mulțimea soluțiilor este formată din elementele plus și minus 2 radical din 3 pe 3. La fel ca în cazul 3, unde necunoscuta era prezentă la puterea a doua, se admit două soluții reale, în acest caz soluțiile fiind și diferite. În ultimul caz corespunde la coeficientul nul C și alegem A egal cu 3 și B egal cu 2 sau plus 2, aceasta ca să evidențiem semnul din fața coeficientului și pentru a crea obișnuința la voi de a identifica în mod corect coeficienții. Ea obținută este 3x pătrat plus 2x egal cu 0 și observăm că necunoscuta este prezentă tot la puterea a doua, dar și la puterea întâi. Caz, alegerea potrivită pentru strategia de rezolvare este metoda factorului comun. Dăm factor comun pe x în membrul stâng și obținem produsul dintre x și expresia 3x plus 2, produs care trebuie să fie egal cu 0. Abordarea se face pe cazuri în continuare. Primul caz, x egal cu 0, ne conduce la valoarea x1 egal cu 0, iar cazul 3x plus 2 egal cu 0 ne conduce la valoarea x2 egal cu minus 2 pe 3, valori care sunt numere reale.
După efectuarea probei, putem valida cele două valori ca fiind singurele soluții ale ecuației și scrie mulțimea soluțiilor S egal cu mulțimea formată din elementele 0 și minus 2 pe 3. Ultimul caz corespunde la toți coeficienții egali cu 0. Relația obținută este 0 egal cu 0, care poate să vă pună în conflict în sensul că nu apare necunoscută. Ținând cont că relația 0 egal cu 0 provine din relația generală, putem înțelege că necunoscuta apare în produsele 0 ori x pătrat sau 0 ori x. Deci putem păstra unul din aceste produse, astfel încât tratarea ecuației să fie cea de forma 0 ori x egal cu 0 și cum orice număr real înmulțit cu 0 are ca rezultat pe 0, rezultă că mulțimea soluțiilor este întreaga mulțime a numerelor reale. Dacă v-am trezit curiozitatea, puteți parcurge și materialul asociat acestei prezentări, material care este mult mai consistent. Dragă elev, îți mulțumesc pentru că ai pășit alături de mine în călătoria cunoașterii. Sunt Gabriel Vrânceanu și te aștept la următoarea destinație. Până atunci, îți urez spor în toate.